Rezultatele tot mai slabe înregistrate în sistemul educațional, rata abandonului școlar, scăderea drastică a interesului pentru lectură în rândul elevilor, dar mai ales dificultățile în înțelegerea textelor, sunt câteva dintre aspectele ce au fost avute în vedere de către Asociația Curtea Veche și cunoscutul actor Horia Brenciu atunci când au inițiat campania Donație de Carte pentru Copii. Astfel, în cadrul acestui program național de lectură, denumit Cărțile Copilăriei, marți 26 ianuarie, echipa Asociației Curtea Veche și cunoscutul showman Horia Brenciu s-au aflat în județul Giurgiu, la școala gimnazială numărul 1 din Călugăreni, unde, cu sprijinul unor oameni de afaceri, au oferit cărți tuturor copiilor. Iar pentru că localitatea Călugăreni este un reper al vechii noastre istorii, privind actele de vitejie ale neamului românesc împotriva turcilor, a avut loc și o lansare de carte pe această temă. Amintim că aici, la noi, la Călugăreni, în 1595, a fost obținută cea mai prețioasă victorie din istoria românilor. Mihai Viteazul, conform ultimelor cercetări, a reușit să îi înfrângă pe turci cu mare handicap, având numai 10.000 de oameni, luptând împotriva a 50.000 de oameni. Deci raportul de forțe a fost 1-5. Vă este cunoscut și avem informații chiar în detaliu că Mihai a intervenit în luptă. Este printre puținii domni ai țării noastre care luptau cot la cot cu ostașii lui, deci a intervenit în luptă, a tăiat capetele câtorva turci, între care și lui Haidar Pașa, fost pașă de Caramania. Înainte de a începe să vă prezint pe oaspeții noștri, vreau să le dăruiesc câte o carte din partea mea, doamnei Iren Arsene, domnului Ovidiu Maior. Promotor al tinerelor talente, dar și foarte activ în cadrul unor asociații de sprijin, Horia Brenciu s-a bucurat de simpatia școlarilor, ce s-au dovedit a fi extrem de impresionați de prezența acestuia. Reușind o apropiere de cei mici printr-un joc inspirat al cuvintelor, cunoscutul om de televiziune a stârnit atât curiozități cât și întrebări, ale căror răspunsuri au fost lectura, educația și mult studiu. Ați citit astăzi ceva? Da! Hai să vă întreb, cine este copil aici? Mâna sus, cine e copil? Bun. Așa, bravo. Mâna sus, cine e adolescent? Mâna sus, cine a intrat în faza de tinerețe? Trebuie să le pun jos. În sfârșit. Bună dimineața, copii! Mă bucur foarte mult să fim împreună astăzi. Voi, tineretul, la jos, nu o să vă țin foarte mult pentru că știu, nu vă plac discursurile astea. Îmi cer scuze. Aici toți bărbații sunt puternici. Da, nu vă țin foarte mult pentru că știu, citesc în ochii voștri, că în momentul în care am terminat discursul ăsta, voi vă veți duce acasă și veți începe să... Așadar, în condițiile în care o societate ca a noastră este tot mai puțin interesată de studiu și de lectură, acțiunea Asociației Curtea Veche, căreia și Horia Brenciu s-a alăturat, urmărește atât cultivarea interesului pentru lectură, dar și tragerea unui semnal de alarmă privind necesitatea ridicării nivelului de educație în școlile românești, cunoscut fiind faptul că, fără aceste două elemente, educația și lectura, evoluția tinerei generații nu va avea mari șanse de dezvoltare.